Câteva mii de crescători de animale din județ sunt liniștiți acum. Modificările apărute în această săptămână permit din nou asociațiilor să acceseze subvențiile pentru pășuni. Trebuie însă să respecte câteva condiții care ar urma să facă ordine și să pună capăt mafiei din acest sector. Într-un fel, reglează o chestiune și anume aceea că și asociațiile pot depune cerere de sprijin pentru suprafețele care deja au încheiate contracte, așa cum știm din anii precedenți, numai că va trebui să aibă acordul membrilor asociației, și mă refer la asociația locală, membrii asociației. Asociațiile fermierilor trebuie să atașeze cererii un tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor membrilor, datele de identificare, codul de identificare al exploatației zootehnice din Registrul Național al Exploatațiilor, numărul de animale și suprafața care revine pe fiecare membru al asociației proporțional cu numărul de animale deținute și hotărârea adunării generale a asociațiilor privind utilizarea fondurilor. În plus, sumele care rămân după întreținerea pășunilor ar trebui să revină fermierilor. Pășunile noastre arată cum arată, în mod normal fermierul ar trebui să mai aducă bani de acasă să le îmbunătățim. Nu prea văd eu să rămână ceva în diferență de la sprijinul acordat, care înseamnă undeva la 130 de euro pe hectar, și cheltuielile care se fac. Până săptămâna trecută, asociațiile nu puteau cere subvenții. O puteau face doar membrii acestora și de aceea majoritatea crescătorilor de animale s-au opus noilor reglementări.